Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Grid. Vom discuta despre ce s-a mai întâmplat cu inflația, dobânzile și cu noile recorduri istorice pe Wall Street, dar stați până la sfârșit pentru că vom aborda și subiectul Nordis și piața imobiliară din de România. Deci, după ce inflația miercuri Consumer Price Index a ieșit mai mare decât așteptările cu 0,3, au avut o mică corecție, nici măcar nu se poate spune așa, de 20 de puncte și piața a închis minus 10 puncte. După care, astăzi am avut Producer Price Index, care de la o lună la alta a crescut cu nimic, cu 0, dar care Core Rate Price, Producer Price Index a crescut cu 2,8%. Adică inflația la producători față de 2,4 cât era la, la trecută e 2,8. Foarte bine! Avem o inflație core rate la consumator de 3,3, avem ma mai mare decât așteptările, avem și un PPI mai mare decât așteptările și, culme, avem și Michigan Sentiment, încrederea consumatorilor Universității din Michigan, care a ieșit la nivel de august 68, deși s aștepta 71. Motivul ăsta ce ar trebui, ar trebui să avem o mică corecție a pieței. Nu, i bate record istoric după record istoric, pentru că băncile au dat rezultate bune și suntem într-o situație în care tocmai am atins nivelul de 825 pe S&P, adică 5825 pe indice, iar futures-ul e undeva la nivel de vi-l spun imediat, 5863. În plus, ce se mai întâmplă, este că Tesla, care și-a publicat Robotaxi, a scăzut puternic pentru că a dezamăgit, adică taxiul care se conduce singur, din nefericire, momentan trebuie să aibă un om care să uite, să frâneze din când în când, să mai învârtă și de volat. Așa că Elon Musk, cu toată prezentarea show excepțional și comunicarea excepțională și cred că până la urmă va reuși pe semne să facă și acest robotaxi, n-a reușit mai mult decât ceea ce s-au așteptat unii investitori, dar cei mai mulți credeau că va fi un succes și astfel acțiunile Tesla scad 8% astăzi în bursă. Ce vreau să vă mai spun? Vreau să vă spun că băncile au dat rezultate foarte bune, iar domnul uh, Jamie Diamond, care a ținut un speech, a spus la conferința de presă că situația actuală a piețelor și a marketului în general este perfidă. Perfizia asta ar trebui să dea de gândit, dar se pare că nu dă de gândit la fel cum nici ideea lui Jamie Diamond că va fi stagflație nu dă de gândit. De deci ce perfidă că ne păcălește, piața ne invită să cumpărăm, acțiunile continuă să crească zi de zi și în plus față de asta nu uităm la dobânzi, dobânzile nu numai că nu vor mai fi tăiate, că Bostiș tocmai a ieșit de la Fed și a spus că nici gândă tăiere de dobânzi în noiembrie, poate în decembrie și de 0,25. Deci două tăieri de 0,50 nici până cap nu îi trece nimănui. Dar nu contează nici asta, piața continuă să crească, euforia e mare, acum după băncile astea care au dat rezultate și Wells Fargo crește, deși a dat rezultate mai proaste, în sensul că a și spus că din uh, income interest, net interest, adică din dobânzile pe care le încasează minus alea pe care le plătește, a reușit cu 11% mai rău decât anul trecut nu contează. A dat și rezultate mai proaste decât să aștepta unii analiști, dar în ciuda acestui fapt crește cu 5%. BlackRock, în schimb, chiar merită să crească cu 3%, 3-4% în momentul ăsta, pentru că i-a dat rezultate excelente și a ajuns la marea performanță de a avea aseturi de 13.000 de miliarde de, de dolari, adică jumate din produsul intern brut al Americii. E periculos, dar Larry Fink a fost la CNBC, tocmai a terminat un speech acolo, în care a spus că ăsta e viitorul, piețele. Toate companiile îți devină publice, toate companiile să tokenizeze, totul să fie pe piață, să avem o piață liberă, e adevărat, până într-o zi în care vom avea o corecție și atunci lumea să va speria. Dar se pare că nu e aproape corecția economia. Dudu e ce dacă a mai crescut inflația, ce dacă nu vom mai tăia dobânzile și așa mai departe. Ce vreau eu să vă spun e că în perioada asta mai a apărut la noi și afacerea Nordis. Afacerea Nordis ar trebui să o analizăm un pic mai atent. Deci afacerea Nordis. Nordis, Ați auzit enorm de multe știri, a intrat în insolvență, sunt oameni care au cumpărat promisiuni de cumpărare de apartamente și apartamentul s-a construit și ei n-au intrat în posesia lor. Ați auzit că au fost apartamente vândute de două ori, ba chiar de trei ori. Ați auzit tot felul de reportaje. Ce se întâmplă? Vreau să vă explic în câteva cuvinte ce au făcut cei de la Nordist și să pare că au făcut destul de bine acoperiți. O să vedeți că nu au mari probleme până la urmă. Și anume, tu semnezi o promisiune că firma Nordist îți va da un apartament într-un complex pe care îl va construi. Normal și drept ar fi atunci când apartamentul e construit să fie al tău. E, dar nu ai lucrul ăsta, nu se poate înscrie nicăieri, nu poți să ai, ai nici intabulare, nici carte funciară, pentru că apartamentul tău nu a fost încă construit. Ai doar o promisiune de la o firmă, un SRL, care spune că îți va da apartamentul numărul 501 în blocul X, care se află la adresa X în momentul în care o să-l termin. Și cumperi după publicitate, după poze, după imagini un petic de cer. Chestia asta se practică de mult, că după aia o să revenim și eu am vândut la început apartamentele de la doamna Ghica în același fel. Plătind un pic mai puțin pentru că dai bani înainte, te aștepți cu banii tăi firma să construiască blocul și să câștige și ea, dar mai puțin și tu să intri în posesia apartamentului. Și astfel afacerea să fie win-win. Există și în Occident. Doar că în Occident avansul nu poate să, de exemplu, vă spun în Franța, nu poate să depășească mai mult de 5% și în plus banii aia 5% pe care îi dai tu avans la casa care nu există, e doar un petic de cer, să depun într-un cont de unde firma nu poate să folosească acei bani decât efectiv pentru construcția clădirii unde tu ai spus că dorești să cumpere apartamentul. Ce a făcut nordist? A pus o clauză în contract astfel încât, dacă apartamentul tău nu e livrat la timp și niciunul nu a fost livrat la timp sau întârzia construcțiile și cu 2 ani și cu 3 ani și așa mai departe, dacă tu, în momentul în care nu primești apartamentul, nu îl dai în judecată într-un interval de două luni, atunci el nu-ți mai dă apartamentul, ci îți dă banii înapoi. Bine, o să spuneți până la urmă asta, i-au ținut banii la Nordist, s-au folosit Nordist de bani, dar ei banii înapoi, nici banii nu o să-i mai ai înapoi. De ce? Că între timp, cum tu ai tot fost păcălit de Nordist, aici nu vorbim de moralitate, ci de legalitate, că o să fie gata în curând, că șase luni, un an de întârziere, uitați ce bine, dar prețurile cresc, o să vă crească prețul, investiția dumneavoastră e bună și sigură și așa mai departe. Și te-ai dus frumos și aștepți liniștit să se termine blocul mai târziu. Nu dai în judecată că n-ai primit apartamentul, pentru că încă nu știi că apartamentul tău când va fi gata, va fi vândut altcuiva, tu n-ai fost informat că nu mai ai apartamentul, ci trebuie să ceri banii înapoi. Iar în momentul în care firma a făcut apartamentele, le-a vândut altei firme, evident prietenă sau cu aceeași acționari, firma respectivă a vândut la rândul ei apartamentele din bloc, iar tu, bine mersi, ai de recuperat bani de la o firmă care intră în insolvență și care nu mai are niciun ban pe niciun cont. Drept urmare, nu vei mai recupera nimic. Mai mult, cum promisiunile astea s-au dat la diferite faze, și tu luai, să zicem, cu 90.000 apartamentul care nici măcar nu avea fundație, doar un petic de teren, când au început să construiască, au vândut aceleași apartamente a doua oară, costă 20.000. Că a crescut prețul, uite, a început construcția. Când au ajuns la roșiu normal nefinisate, apartamentele acum erau construite, nu erau finisate și le-au mai vândut cu 140 de mii. Și toate aceste promisiuni, nu vă spun că există în București o piață a acestor promisiuni. Unii încearcă să vândă o promisiune un pic mai târziu după ce blocul iese din pământ. Dar de fapt vând o promisiune, nu vând nimic concret. Problema e că legislația a fost făcută de așa natură, încât să-l ajute pe dezvoltatorul imobiliar și e de mult așa și nimic nu s-a schimbat, nu ne-am raliat la normele europene și nu suntem ca în Franța să plătim doar 5%. Dar mai este un fenomen. Fenomenul ăsta e și mai ciudat. Cum se face că dobânda de, de referință a BNR e 6,5, lombardul la BNR e 7,5 la împrumut, 5,50 la depozit și totuși băncile vă oferă credite cu 4,9 sub acest preț, e adevărat și cu dobândă fixă, dar doar pe 3 ani. O să-mi spuneți, băncile să așteaptă ca totul să duduie, BNR-ul să taie masiv dobânzile, că doar dacă a tăiat domnul Paul o să taie și mugurel și astfel ei peste 3 ani tu poți să te împrumuți ca să continui împrumutul, că n-ai cum să dai în 3 ani banii pe toată casa, să trăiești 15-20 de ani, te voi împrumuta cu o dobândă mai mică. E cam aceeași păcăleală de la franco elvețian. Dacă însă dobândă peste 3 ani e 7%, nu mai ai nici fixă, o să te împrumuți cu dobândă variabilă și o să fie mult mai mult, dar tot nu înțeleg de ce băncile fac chestia asta. Și atunci, tot analizând, mi-am adus aminte ce s-a întâmplat cu proiectul meu imobiliar. E adevărat că eu am ieșit din proiectul imobiliar la timp în 2007. Apartamentele erau construite pe vremea aia, în 2006-2007, cu și eu la cel puțin la mine, la doamna Ghica, le construiam cu 650 și se vindeau promisiunile cu 900. Acolo n-a fost cazul că n-am vândut de două ori, nici nu s-a pus problema, banii, cine s-a împrumutat de bani să cumpere apartament, s-a împrumutat-o la Alfa Bank, care Alfa Bank ne-a dăduse 42 de milioane ca să construim blocul și pe care îl pusese în garanție. Deci nu uitați, când cumpărați o promisiune, de fapt, terenul și toată construcția e la bancă până când societatea plătește banca înapoi cu ipotecă. Bun, și... Eu am ieșit, dar au rămas ceilalți și acum ceilalți au fost forțați de bancă pentru că nu se mai vindeau aceste apartamente, au fost forțați de bancă și apartamentele lor pe care și le-au cumpărat personal și acțiunile și totul să cedeze băncii. Vedeți banca ce avea? Avea niște oameni care împrumutaseră niște bani să cumpere un petic de cer. Dar banii ai dăduseră pe un cont al unei societăți care era datoare la aceeași bancă cu 42 de milioane, ca asta se întâmpla atunci cu Romfel Plața, și banca își lua banii înapoi, să nu cumva piața imobiliară acum să fie într-o situație asemănătoare. De ce? Adică, băncile preferă să împrumute un cetățean cu 4,9 ca să pună într-un cont al unei firme care nu mai are șanse să dea bani. Că asta s-a întâmplat, adică Romfel Plața a dat faliment, banca a cumpărat tot, toată clădirea și până la urmă clădirea evident că s-a făcut, banca a ieșit în super câștig pentru că a luat totul de la avansul dat de firma Romfel Plața, s-a dus naibii construcția a costat 57 de milioane. Banca cu cei 42 de milioane a luat toată clădirea, a luat toți banii primiți până atunci, clădirea s-a făcut... Și astfel, în timp, și-a recuperat banii de la 700 de clienți care au cumpărat cele 700 de apartamente. Dacă acum o bancă, să zicem, are bani de luat de la Nordis, atunci a preferă, sau de la One, sau mai știu de la care e, dezvoltator imobiliar, începe să dea credite cât mai mici ca să cumpere apartamente acolo și cumpărând apartamente acolo, de fapt îți dă banii pe care tu îi pui în contul firmei de unde banca și-a banii înapoi, pentru că are de luat bani de la firma respectivă. Și astfel acest 4,9% nu face decât să închidă un cerc vicios și un credit neperformant de la dezvoltatori. Pe mine mă duce gândul că asta se întâmplă pentru că sunt prea multe bănci care au aceste oferte de 4,95502 dobândă fixă pe 5 ani, vino și împrumută la noi să cumperi casă. Ideea e următoarea, că dacă cumva nu se construiește casa, atunci e o problemă. Pentru că inevitabil omul care a cumpărat, a s-a împrumutat la bancă, nu știe că această casă, la un moment dat, va fi sequestrată, practic luată înapoi apoi de banca însăși. Pentru că nici la mine la blocurile de la doamna Ghica, oamenii aia care continuau să cumpere, nu știau că nu mai cumpără de la Romfel Plaza, Romfel Plaza fiind mai departe acolo, ci pur și simplu cumpără tot de la bancă. Și că banca le vinde, le dă banii ca să cumpere apartamente la ceva ce ea deja și-a luat înapoi pentru că n-a primit bani împrumutați. Eu zic să vă gândiți bine la situația asta imobiliară, oricum n-aș recomanda nimănui să cumpere promisiuni de construcții de case, pentru că atâta timp când legislația e cea care e, se poate întâmpla chestia de la Nordis peste tot. După aia, trebuie să vă gândiți că există o situație actualmente în piața imobiliară, unde prețurile sunt la stele, unde oameni are blocuri cu 4000 de euro, metru pătrat care zboale, și așa mai departe. Sunt mulți care au investit în aceste promisiuni în speranța că le vor vinde mai scump înainte să termine blocul, dar care acum nu le vor mai vinde deloc pentru că nimeni nu o să fie, sper, nimeni nu o să fie atât de nebun încât să continue să cumpere aceste promisiuni când știe că nu are nicio garanție la sfârșit că va primi apartamentul dacă el e construit. Că lucrurile se pot repeta. Falia asta juridică există peste tot, nu e numai pentru nordist. Și astfel piața imobiliară va avea o corecție zdravănă de unde vor apărea tot felul de probleme. V-am explicat lucrul ăsta ca să nu dați doar vina pe Acționarii lui nordist, care evident sunt vinovați, sunt imorali, evident că la, la vicol e președinta Comisiei Juridice și n-a lăsat nicio lege care să-i afecteze soțului afacerea să treacă, și așa mai departe. Aici e problema generală, că până nu se rezolvă juridic problema generală, până nu se dau aceleași reguli ca în Uniunea Europeană, Că dacă tot trebuie să mâncăm lăcuste, că mănâncă toată Uniunea Europeană, sau să respectăm cotele de pescuit, sau ochiurile la plasele de pescuit, pentru că așa cere Uniunea Europeană, la capitolul imobiliare, de ce nu ne uh, facem și noi legi la fel ca în Uniunea Europeană, adică ca în Franța, și avansul să fie de doar 5%, și chiar dacă tu vrei să dai mai mulți bani, banii să stea într-un cont special. Blocat de unde firma să nu poată să ia decât ca să construiască casa, și să existe și un registru a acestor promisiuni, astfel încât să nu poată fi o promisiune vândută de mai multe ori? Aici problema e a Parlamentului, a legislatorului, și știți foarte bine că e suficient să-i vedeți cum scriu și cum vorbesc ca să vă dați seama dacă sunt capabili să facă astfel de legi. Eu nu cred. Nu mai am niciun fel de speranță de aici. Poate să vină Uniunea Europeană să ne dea legea deja scrisă și să ne oblige să o adoptăm. Dar până atunci, acum nu e esențial să ne uh, intrăm în linie și la capitolul piață imobiliară cu Uniunea Europeană, că nu ne face nimeni nimic, o să continuăm pe drumul ăsta, și mulți oameni să vor nenorăci, și mulți oameni care au dat bani sperând că vor avea o casă sau un apartament la Mamaia sau așa mai departe, vor rămâne fără bani și fără puterea de a recupera acei bani, ba mai mult societățile respective și acționarii lor o să continue să ducă la Monaco, la Dubai și să toace acești bani pentru simplu motiv că legea e de partea lor și au făcut contractele foarte bine și cu toate chichițele pe care le-au pus acolo, nu vor fi nici măcar condamnați. Din nefericire, adevărul e destul de cinic. Și viitorul, și mai cinic. Toate bune!